Ca în toate partidele politice, și în PSD Neamț s-a lucrat intens în ultima săptămână la definitivarea listelor pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie. Într-o ședință a Comitetului Executiv al PSD Neamț, conducerea formațiunii politice a anunțat listele întocmite la forurile de conducere ale partidului, ce urmează a fi validate la centru. Pe lista de la Senat au fost trecute numele unor oameni extrem de cunoscuți pe scena politică locală, în frunte cu Emilia Arcan, președinta organizației de femei a PSD Neamț, romașcanul Dan Manuliu, fost vicepreședinte al Consiliului Județean, Adrian Boureanu, consilier județean PSD, Ramona David și Gabi Pavel, de asemenea consilieri județeni ai formațiunii politice. Astăzi am avut un comitet executiv județean în care am validat propunerile pentru alegerile parlamentare și vă voi prezenta și dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră propunerile cu care PSD Neamț se prezintă în fața electoratului din județul Neamț pentru alegerile parlamentare. Și am să încep cu propunerile pentru Senat. Pe locul 1, doamna Emilia Arcan, pe locul 2, domnul Dan Manoliu, pe locul 3, domnul Adi Borceanu, pe locul 4, doamna David Ramona, pe locul 5, domnul Gabi Pavel. Președintele PSD Neamț Ionel Arsene a anunțat și candidații pentru Camera Deputaților, cap de listă fiind actualul deputat Ioan Munteanu, aflat la al patrulea mandat consecutiv, numele său fiind urmat în ordine de Mihai Bârliba, Dan Andrușcă, Ciprian Șerban și romașcani Alexandru Rotaru și Viorel Stan, inspector școlar general, Luminița Vârlan, viceprimar al municipiului, reședință de județ, Vlad Angheluță, fost prefect PSD și actual administrator public al județului, urmați de două nume mai puțin cunoscute romașcanilor, Victor Marghidan și Ioana Iordache. Pe locul 1, domnul deputat Ioan Munteanu, pe locul 2, domnul Mihai Bârliba, pe locul 3, domnul Dănuț Andrușcă, pe locul 4, domnul Ciprian Șerban, pe locul 5, domnul Rotaru Alexandru, pe locul 6, domnul Stan Viorel, pe locul 7, doamna Luminița Vârlan, pe locul 8, domnul Vlad Angheluță, pe locul 9, domnul Victor Marghidan și pe locul 10, doamna Iordache Ioana Roxana. Astea sunt propunerile pe care Partidul Social Democrat le propune nemțenilor. Sunt oameni pe care noi, cei din PSD Neamț, îi apreciem foarte mult, oameni care au și experiență politică și administrativă, oameni care au demonstrat că pot să facă ceva. De asemenea, avem și propuneri de oameni tineri, oameni noi. Șeful de campanie al PSD Neamț, deputatul Ioan Munteanu, a anunțat jurnaliștilor pașii următori pe care trebuie să-i parcurgă organizația pentru validarea de către organizația centrală a listei, după care aceasta urmează a fi depusă în două exemplare la Tribunalul Neamț, în termenul stabilit de calendarul alegerilor întocmit de guvern. La București, în Comitetul Executiv de marți, 25 octombrie, ora 15 sau orele 15, vor fi în cele patru exemplare înaintate biroul electoral, apoi două dintre ele vor merge la Tribunalul Județean. Vom respecta acei pași care sunt prevăzuți în hotărârea de guvern și în calendarul electoral. Aș vrea să vă mai spun de asemenea că eram pregătiți astăzi toți colegii de aici să discutăm mai multe lucruri, mai multe mesaje pe care le avem de transmis. Doar o precizare vreau să fac din toate. Mult ulita de către unii politicieni scădere sau înlăturarea taxelor, cele 102 taxe din programul economic, program ce face parte din programul de guvernare al PSD, va deveni și sperăm că va deveni într-un interval de timp foarte scurt lege. Noi luni am semnat acest proiect de lege. Dorința noastră este ca el să ajungă lege înainte de a se stabili bugetul anului viitor. În sens... Candidata de pe locul întâi la Senat, Emilia Arcan, președinta organizației Neamț a PSD și ex-președinta Consiliului Județean Neamț pe finalul ciclului electoral anterior, a asigurat pe nemțeni că nu îi va dezamăgi. Ce-mi rămâne decât să asigur locuitorii din județul Neamț, să vă asigur pe dumneavoastră că mergând acolo să reprezint județul, nu o să-i dezamăgesc. Voi face tot posibilul să aduc un plus valoare județului Neamț, eu ca și reprezentant al Partidului Social Democrat.
Vă mulțumesc. Pe locul 2 la Senat a fost trecut președintele PSD Roman Dan Manoliu, unul dintre candidații de serviciu ai partidului la alegerile anterioare, întotdeauna sacrificat pe ultima sută de metri din cauza blaturilor politice transpartinice. Am avut astăzi onoarea de a primi votul de încredere a Comitetului Executiv la propunerea președintelui Ionel Arsenie pentru locul 2 la Senat. E un lucru care trebuie să recunosc că l-așteptam de mult, accederea pe o listă de parlamentare. Îi mulțumesc președintelui pentru încrederea acordată și totodată vreau să transmit locuitorilor și cetățenilor din județul Neamț că așa cum am demonstrat în 3 ani de administrație publică la Consiliul Județean, vreau să demonstrez dacă îmi vor da votul pentru a accede în Senatul României că sunt un om al faptelor și nu al vorbelor și voi face tot posibilul ca fiecare om din județul Neamț să simtă că a dat votul cui a trebuit și că a ales echipa câștigătoare care să-i reprezinte acolo în Parlamentul României. Fostul președinte al organizației de tineret, Alexandru Rotaru, se regăsește pe un loc 5 după actualul șef al tinerilor socialdemocrați, Ciprian Șerban. Acesta și-a arătat încântarea față de faptul că pe listele la actuale alegeri parlamentare se regăsesc 4 tineri. Din vechii parlamentari, domnul Munteanu, care probabil va fi și decanul din Camera Deputaților, în rest foarte mulți tineri și doresc să-i mulțumesc domnului președinte Arsene pentru că alături de conducerea partidului a hotărât să ofere șansa pentru patru tineri din organizația de tineret a Partidului Social Democrat să regăsească pe această listă. Sunt convins că alături de cetățenii județului Neamț și activul de partid să demonstrăm pe data de 11 decembrie că județul Neamț este cu într-adevăr roșu social-democrat. Lista organizației PSD Neamț, ca și a celorlalte organizații de partid din țară, urmează a fi validată în ședința Comitetului Executiv Central al Partidului de marți, 25 octombrie. Între timp însă, președintele PSD Neamț, Ionel Arsenie, a confirmat faptul că din cauza unor posibile incompatibilități de pe listă s-a retras cunoscutul om de afaceri Mihai Bârliba. Să sperăm că pe listă nu vor apărea și alte modificări până la depunerea acestora la Tribunalul Neamț, când vor rămâne cu adevărat definitive.